Numărul persoanelor care se prezintă la ambulatoriu pentru înțepăturile de căpușe a crescut considerabil în ultima vreme, toate acestea din cauza creșterii numărului de căpușe. Totuși, prezentarea în mass media a cazurilor grave de boală Lyme transmisă prin intermediul înțepăturii de căpușă a dat startul isteriei populației, chiar dacă în majoritatea cazurilor de mușcătură de căpușă, manifestarea bolii Lyme nu este chiar atât de gravă cum s-ar putea crede. Într-adevăr, a crescut numărul de persoane care se prezintă în ambulator cu înțepătură de căpușe. Pe de parte, au crescut numărul de căpușe. Pe de altă parte, și isteria populației a crescut legată de această patologie, pentru că a fost prezentată mult în mass media, au fost prezentate și cazuri grave, dar majoritatea, despre fericire, sunt cazuri ușoare de boală Lyme. Noi nici nu avem foarte multă patologie de Lyme, deoarece căpușele nu sunt purtătoare de Borrelia sau puține dintre ele, nu avem zona endemică de Borrelia. În acest sens, în ceea ce privește cazurile ușoare de boală Lyme, simptomele sunt inflamarea ușoară a zonei înțepăturii de căpușă, apariția unor pete pe corp, febră, oboseală și de aici lucrurile pot degenera dacă pacienții nu se prezintă la medic. Totuși, din această cauză, la unitățile sanitare se prezintă foarte multe persoane cu simptome de oboseală sau febră, crezând că au fost mușcați de căpușe în trecut în urma acestor simptome, asociindu-le astfel cu boala Lyme, fără a fi contactat-o vreodată. De obicei, ca prima manifestare, este în locul de înțepătură apare o pată roșie pe tegument. Apoi pot apare diferite pete, poate să facă febră, poate să apară adenopatia. Deci cam astea sunt semnele, oboseală. Cunoscându-se sau parțial cunoscându-se aceste semne, se prezintă o serie de persoane care de fapt nu au această simptomatologie, au mai mult simptomatologie de oboseală, o simptomatologie asta mai mult nevrotică și care mulți dintre ei nici nu au fost mușcați de căpușă, dar își pun problema dacă nu cumva au fost în trecut mușcați de căpușă și prezintă simptomatologia legată de boala Lyme. Totodată, deși medicii sfătuiesc populația să fie atentă în privința acestei boli și a manifestării sale, încearcă de asemenea să-i calmeze pe cetățenii în legătură cu isteria provocată de cazurile grave de boală Lyme în mass media, motivând că la noi în țară sunt foarte slabe șansele ca un pacient să ajungă în stări critice.